Interpretele Alisa Busuioc îi plăcea de mică să-și petreacă timpul pe prispa casei, unde se juca de avați ascunselea prin toate camerele. După ce părinții ei s-au stins, artista și-a dorit să vândă casa pentru a simți mai puțin durerea. Am scos casa la vânzare. În timp de o săptămână eu am dat absolut tot ce era în casă. Tot am împrăștiat, cu gândul că gata, ea se vinde și s-a vândut destul de mult și așa și nu s-a mai vândut, fiindcă cred că așa i-a fost destinul. Au trecut ani până când a hotărât să facă o schimbare și să ofere locuinței o nouă viață. Deci eu mi-am petrecut aici copilăria mea. Am fost foarte fericită. Și sunt atât de bucuroasă acum că eu am revenit și de parcă m-am întors în timp. Am câteodată unele emoții că sunt încă acea fetiță mică care iese în drum și o strigă pe Veruța. Apropo, Veruța este colega mea și vecina mea, care suntem, am învățat într-o clasă și ea locuiește aici. Și eu, ca pe timpuri, Veruța, vină, te rog, până la mine. A păstrat câteva lucruri drept amintire de la părinții ei. Le-a înnoit, le-a oferit culoare, iar acum acestea servesc drept zestre care tăinuiește amintiri de valoare. Îmi pare rău că nu am păstrat cu mult mai multe lucruri ca să pot să amenajez exact în atmosfera aceea cum a fost. Bine, că e puțin altfel, că eu am mai fost, mie foarte mult îmi place stilul Provence. Noi călătorim foarte mult și nouă ne place regiunea aceasta a Franței și de aici vin și obloanele. Și m-am inspirat foarte mult din acest stil. Ne bucurăm când vin oaspeți la noi, fiindcă la bloc nu ai așa posibilități să stai, să vorbești. Printre cele mai îndrăgite lucruri sunt un dulap, un fotoliu și mașina de cusut care încă mai funcționează. Acest dulap este zestrea mamei mele. Este o comoară care mi-a rămas în amintirea ei, dar ea a ținut foarte, foarte mult la acest dulap și până la urmă ea și-a păstrat hainele în el. Aici, practic, etajul de jos a rămas așa cum este, numai că aici era așa o veranzică toată din sticlă și aici era casa mare. Apropo, fotoliul ăsta, deci părinții mei mi l-au procurat când am împlinit un set de mobilă, două fotolii, măsuță și un divanaș, când aveam 15 ani. Și eu le-am păstrat și doar iarăși le-am schimbat pânza și sunt foarte comode. Nu știu dacă găseam acum ceva de genul ăsta. Pe unul din pereții casei se găsește și o serie de fotografii vechi care îi reamintesc de părinți și vremurile de atunci. Aici este primul meu cadou de 8 martie. Avem câteva luni de zile și mama ne-a cusut niște hălățele de un fel și tata mi-a dorit această păpușă. Dor la lumea toată, se scodor un prag, se vândor cu drag. Să-l vând la poartă, dor la lumea toată.